Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem o previziune în zarul pentru luna septembrie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste. Haideți să vedem. Capricorn, dragoste, luna septembrie. Capricorn, dragoste, luna septembrie. Bun, pentru cei care sunteți despărțiți, văd că v-ați despărțit datorită unor persoane care au intervenit în relația dumneavoastră. Nu văd o infidelitate, văd o situație în care pur și simplu au intervenit alte persoane care au influențat negativ partenerul sau partenera noastră și chiar și pe dumneavoastră. Ați ascultat mult prea mult de părerea altora și ați lăsat alte persoane să intervină în relația dumneavoastră, să-și bage nasul în relația dumneavoastră, să aducă ceartă și discordie. Însă, din câte văd aici, dacă dumneavoastră nu vă treziți să lăsați aceste influențe din exterior să plece și pur și simplu să vă rezolvați problemele doar dumneavoastră și partenerul sau partenera între voi, veți pierde această relație definitiv. Dar dacă vă veți informa pur și simplu și veți realiza, veți gândi că nu este un lucru bun pentru relația dumneavoastră și că ați ajuns la despărțire datorită acestui lucru, sau poate că sunteți prea geloși sau posesivi și ascultați pur și simplu de minciunile celorlalți care vor să vă vadă despărțiți. În multe dintre cazuri pot să vorbesc despre o situație în care poate un fost sau o fostă a partenerului sau a partenerii noastră tot spune minciuni despre el sau încearcă să bage ceartă între voi, iar voi, foarte geloși și posesivi, luați în seama aceste lucruri, alegeți să vă despărțiți sau să vă certați cu partenerul sau partenera datorită acestei persoane din trecutul lui sau ei. Însă veți gândi foarte bine și veți analiza foarte bine situația luna septembrie și veți decide că trebuie să nu mai ascultați lucrurile acestea, să aveți încredere în partener sau în parteneră. Și dacă faceți aceste lucruri, nu vor fi decât transformări pozitive. Sau, în multe dintre cazuri, partenera sau partenerul va decide să vă spună sau va spune că face orice posibil ca să închidă ușa acestei persoane, să nu mai vorbească de niciun fel, să vă arate că aveți de ce să aveți încredere în el sau în ea și să renunțați la teama și nesiguranța pe care o aveți, să nu mai existe ceartă și despărțiri. Dar clar veți fi cu această persoană, dar depinde și de dumneavoastră ce schimbări faceți. Bun, pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau căsătoriți. Pentru voi, cei din Zodia Capricorn, căsătoriți sau într-o relație stabilă, văd că vă riscați relația și la voi este aceeași situație. Văd foarte multă gelozie și posesivitate din partea voastră. Poate că cereți mult prea mult partenerului sau partenerei. Văd o persoană obosită, o persoană care nu mai poate să ducă atâta ceartă, o persoană care pur și simplu s-a săturat să fie tot timpul, să-l suspectați sau să-l suspectați tot timpul. Văd că faceți prea multe verificări, faceți prea multe cercetări, această persoană nu vă greșește cu nimic. Pur și simplu ascultați vorba lumii sau vă faceți voi impresii greșite. Va trebui să petreacă în luna septembrie schimbarea la voi, ca relația voastră să revină, să revină cum era înainte. Pentru că în voi există o nesiguranță, în voi există o teamă, în voi există aceste idei, ca să spun așa, false. Dacă faceți lucrul ăsta și pentru voi este valabil că relația voastră se va îmbunătăți, iar partenerul sau partenera se va reapropia de voi, pentru că prin atâta stres și prin atâta ceartă pe care o provocați, faceți această persoană să se îndepărteze de voi. Și este păcat, pentru că este o relație foarte frumoasă, această persoană vă iubește foarte mult și chiar nu este posibil ca în trecut să fi greșit. Da, este posibil, pentru că văd aici că s-ar putea să fi greșit pe partea de infidelitate. Însă a fost ceva negândit. Iar în momentul de față, poate că rămânând cu gândul acolo, îl tot suspectați sau o tot suspectați, dar să știți că o faceți degeaba, pentru că această persoană nu mai vrea să repete această greșeală. Bun, pentru cei care sunteți singuri din Zodia Capricorn, în luna septembrie pot să spun că, și valabil și pentru voi, este că o persoană vă iubește foarte mult,
o persoană din trecutul dumneavoastră, vă iubește foarte mult, însă datorită faptului că ați fost mult prea posesivi sau poate v-ați grăbit, v-ați pripit să luați niște decizii, ați ajuns în momentul în care v-ați despărțit de această persoană. Dar în luna septembrie voi veți fi cei care veți iniția revenirea în viața acestei persoane, pentru că vă veți da seama că și voi ați avut o parte de vină. Bun, haideți să extragem și trei cărți pentru Zodia Capricorn, dragoste, luna septembrie. Va trebui să gândiți mai pozitiv. Bun. Un nou început. Vești de un nou început. Veți face un drum către această persoană, special pentru ultima variantă care am spus-o. Veți decide să aveți o întâlnire, discuții cu un nou început. S-ar putea să fie vorba despre o persoană șatenă, roșcată șatenă sau șatenă deschis, cu tenul deschis la culoare, ochii căprui sau verzi deschiși. O persoană care vă iubește încă foarte mult, vă iubește foarte mult, dar voi va trebui să faceți primul pas. Iar această carte îmi spune că va trebui să scăpați de toate gândurile negative pe care le aveți și de toată nesiguranța, de toată, pentru că ați devenit cumva în gardă, sunteți tot timpul în gardă că ceva trebuie să se întâmple și aveți impresia că înainte să se întâmple lucrul ăsta trebuie să luați voi măsuri, să vă certați sau să terminați lucrurile. Bun, aceasta a fost și previziunea în zarul pentru Zodia Capricorn pentru luna septembrie în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.